Dragi telespectatori, bine v-am găsit! Invitata mea de astăzi este doamna Maria Ploaie, un nume emblematic al teatrului și al cinematografiei românești. Bine ați venit în emisiunea Credință și Excelență, doamna Maria Ploaie! Bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult că sunteți astăzi alături de noi, aici, într-un loc sfânt, Palatul Patriarhiei Române. Cred că nu este întâmplător. Oare ce spuneți? Emisiunea de astăzi este întâmplătoare? Faptul că se filmează aici, doamna Maria Ploaie? Nu, mai ales când ești în fața atâtor icoane, într-un spațiu atât de sfânt, atât de sacru, cu siguranță că nu este întâmplător. Și eu sunt foarte bucuroasă și emoționată că sunt aici în clipa asta. Și vă mulțumesc încă o dată pentru această invitație. Am crescut cu filmele dumneavoastră. Nu întâmplător sunteți la o emisiune a profesioniștilor, profesioniști prin excelență. Mi-am dorit foarte mult să vorbim despre povestea dumneavoastră de viață, pentru că în documentarea pe care am făcut-o, mă tot gândeam în sinea mea și am spus: Doamne, viața bate filmul! Cum e posibil ca eu, copilul care se uita la televizor cu mulți ani în urmă și urmărea o femeie atât de frumoasă, o actriță autentică, extrem de frumoasă și atunci și acum. Și pentru asta vă mulțumesc eu că sunteți aici. Mulțumesc frumos! Întorcându-ne puțin în devenirea dumneavoastră, pentru că știu foarte bine că dumneavoastră aveți o poveste... Ca, dacă ați fi scris un scenariu de film, ceea da. Ce poate soțul dumneavoastră, Nicolae Mărgineanu, poate l-a făcut, cred că ar fi fost sau este unul dintre cele mai frumoase filme. Pentru că veniți de undeva, de unde ați plecat la vârsta de 12 ani. Dar povestiți-ne, de unde vine Maria Ploaie, de origine? Da, m-am născut, am avut noroc că m-am născut acolo, pe plaiuri moldovene, în județul Bacău, pe firul apei Berheciu, o apă micuță, duioasă, în care noi copiii ne găseam foarte, foarte multe jocuri, mai ales pe perioada de vară. Apă care străbate șesul, ce se formează între două dealuri, cel pe care era satul meu, dealul Perjului, și celălalt pe care era biserica din Bărboasa. Spun că am avut noroc pentru că m-am născut într-o familie de țărani. Mama și tata iubeau tare, tare mult pământul. Se ocupau cu multă dragoste și cu multă sfințenie, aș putea spune, de lucrările pe care le cerea pământul. Iubeau cu adevărat pământul și ne-a insuflat și nouă această iubire pe care eu o moștenesc și o simt mai ales acum la bătrânețe, când mă ocup cu cea mai mare bucurie de grădinărit. Și îmi simt gena moștenită de la părinții mei iubiți, care sunt acum dincolo la Domnul și cărora în fiecare clipă le mulțumesc pentru faptul că m-au născut ei și pentru felul în care m-au crescut. Eram 5 copii, eu eram cea mai mare dintre fete, 4 fete și un băiat, și fiind cea mai mare, aveam foarte multe responsabilități. Pe surorile mele mai mici, Doinița și Cristina, pot să spun că eu le-am crescut, în sensul că chiar le hrăneam, le îngrijeam, le spălam, mama fiind plecată la câmp. După aceea m-am făcut mai măricică și alergam după oi. Fiecare copil avea treburi serioase de făcut și... Nu mai spun că... Pe măsură ce creșteam, ne foloseau și la treburile câmpului. Uneori era nevoie de mai multe mâini, la prășit, la secerat, la pus grâu pe bonoage, cum spuneam noi, la făcut snopi, la cules de viță, nu mai vorbesc, la culesul vii. Și toate lucrurile astea ne-au îmbogățit foarte mult. Ne-au făcut să fim responsabili, să înțelegem pe părinții mai ales, să înțelegem și să-i ajutăm. Și într-adevăr îi înțelegeam foarte bine și simțeam că e nevoie de ajutorul nostru.
așa ne-am format. Pentru mine a fost o binecuvântare, pentru că am putut să-mi duc crucea asta care mi-a fost dată și care a fost și ușoară și grea, dar am putut să o duc cu responsabilitate, cu forță, cu vigoarea moștenită de la părinții mei și mai ales de la dealurile alea frumoase, de la tot ce a însemnat legătura mea cu pământul, cu natura, cu frumosul și cu Dumnezeu, acolo s-au format și le-am luat cu mine. Mă gândeam acum cât de generos a fost destinul dumneavoastră, pentru că ați ajuns o actriță strălucitoare, cum am spus mai devreme. Dar ca să ajungem acolo, doamna Maria Ploaie, din tot ce am citit, rezultă că dumneavoastră, la vârsta de 12 ani, ați venit în București. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva. De ce ați ajuns în București la vârsta de 12 ani? La noi veneau în vizită, mai ales vara, sora tatălui meu, care a fost după aceea Iaia. Iaia așa a fost botezată de Ana mea. Iaia, pot să spun că a fost unul din cele mai mari norocuri din viața mea, cel mai mare noroc, pot să spun, pentru că a devenit mama mea a doua, lângă care am putut să visez și să-mi formez în mine ceea ce îmi doream pentru viitor, să-mi dau seama, să mă cunosc. Și după aceea mi-a stat alături de copiii mei, până la vârsta de 92 de ani, și pentru mine a fost o mare binecuvântare, în sensul că puteam să plec de acasă și plecam destul de des la filmări, la repetiții, la teatru, la spectacole. Am fost destul de solicitată și nevoită să plec de acasă, de lângă copii, și mama era un sprijin extraordinar, pentru că era o femeie frumoasă, deșteaptă, bună. Totdeauna știa să dea un sfat, nu se panica niciodată și a știut să-mi crească copiii așa de frumos și eu să fiu, să mă simt bine, să mă simt în siguranță, să fiu sigură că acasă totul merge bine. Când a fost momentul acela sclipitor sau cine v-a descoperit, cine v-a îndrumat și v-a spus că sunteți un om care, sunteți o femeie care are acea viziune, acea chemare către actorie. Când a fost acest moment în viața dumneavoastră? Acest moment a venit mai târziu, dar eu l-am simțit dintotdeauna, de când eram fetiță, de când eram copil și mergeam la grădiniță, după aceea la școală și făceam serbări și spuneam poezii și cântam și am jucat în Alba ca zăpada. Și în plus l-am simțit când mama mea, țărancă fiind, a jucat într-o piesă de teatru cu femeile satului, acolo pe scena aceea mică, modestă, cu scena luminată de lampa cu gaz. Și am văzut-o pe mama în lumina aceea, de atunci mi-am dat seama că scena înseamnă foarte mult pentru mine. Mama era altfel, era de o frumusețe. Și mi-am dorit și eu să fiu în lumina aceea în care a fost mama, deși era doar lumina lămpii, dar scena este frumoasă în orice lumină și lumina lumânărilor. Și de atunci am simțit nevoia de a mă exprima, am simțit că sunt mai puternică pe scenă. Eu în viața mea de toate zilele, fiind un om modest și timid, am simțit că scena am de putere. După aceea am plecat la București. Mi-aduc aminte, recitam când încă eram acolo la țară, în dealul Perjului, o poezie, cred că un pic cumva comunistă. Poezia se numea Gând pentru București. Nu știu dacă aveam în momentul ăla, dar a fost ca o premoniție, pentru că înainte de a împlini 12 ani, Iaia și cu papa, care nu aveau copii, a zis, măi, aș lua-o pe fata asta. Papa era impresionat de mine, de faptul că eram firavă, că aveam multe responsabilități, că aveam grijă de surorile mele, că mama a strigat tot timpul, du-te încolo, vină încoace, a, da, aia, fa. Și
papa era impresionat, a fost impresionat și a zis, uite, eu aș lua, aș să-mi fie iau, mi-o dați? Și tata a zis, ce-o dau, cum nate? Așa, pentru mine a fost bine, a fost extraordinar de bine, adică am primit vestea asta ca pe o mare bucurie, o mare speranță, că deși îmi plăcea acolo unde m-am născut, simțeam că este greu, simțeam greutatea vieții, îmi doream altceva. Și venind la București, am avut norocul că iaia cu papa avea o grădină mare frumoasă, o casă modestă, dar o grădină frumoasă, plină de trandafiri, de tot felul de pomi fructiferi, așa încât mie nu mi-a lipsit natura. Că asta era un pericol pentru mine. Dacă ajungeam într-un apartament de bloc, cred că nu m-aș fi simțit bine. V-a simțit ca acasă, nu? Eram fericită în grădina aia. Toată grădina aia era a mea, dar parcă nu numai toată grădina. Când recitam poeziile, că îmi plăcea foarte mult poezia și le recitam în grădina aia, mai ales primăvara, când erau caișii înfloriți. Vă inspirau pentru că dumneavoastră scrieți poezie, da? E. Și scrieți poezie și nu întâmplător fac așa un pas mai departe în timp și la un moment dat un om valoros, un poet autentic de asemenea, va descoperi și va citit poeziile. Sorescu, nu? Da, este vorba de Marin Sorescu, pe care l-am... Eu făcând, în vremea aceea făceam Școala Populară de Artă și la clasa Mariei Potra și Maria Potra invita din când în când personalități, oameni importanți ca să ne vadă și să ne încurajeze, să-și spună părerea, să ne cunoască. Așa a invitat-o și pe Leopoldina Bălănuță, Maria Potra. Și a fost pentru mine o mare întâlnire, pentru că îmi doream, iubeam mult, mult de tot teatru, visam să ajung actriță. Mi-era foarte frică, pentru că era foarte, foarte greu să intri la teatru în vremea aceea. Și a venit Marin Sorescu la un spectacol unde eu aveam o partitură foarte importantă, Sonata Clarului de Lună de Ioannis Ritsos și era așa ca o piesă într-un act, un text extrem de ofertant pentru mine, mai ales pentru vârsta aceea, era o compoziție de fapt. Și atunci m-a cunoscut Marin Sorescu și l-am cunoscut și eu și i-am dat poeziile mele pe care le-a citit și m-a încurajat. Dar n-am mai scris după aceea. Am scris și eu așa cum scrie fiecare tânăr, fiecare tânără. Dar noi românii suntem talentați. Adică dacă vrem, cred că toți putem să facem artă. Este adevărat, dar în egală măsură, doamna Maria Ploaie, să nu uităm că un actor, ca să ajungă acolo unde își dorește, trebuie să aibă anumite atribute, anumite calități. Poți să fii foarte bun la carte, să strălucești, dar dacă nu ai acea chemare, cred că dacă nu ai acea carismă pe care o aveți dumneavoastră, pe de altă parte, Dumnezeu într-adevăr v-a iubit, pentru că nu aveți numai carismă, știință de carte și toate aceste lucruri valoroase, aveți și frumusețea, care cred că va ajuta foarte mult în cariera dumneavoastră. Nu? E adevărat că noi, actorii, ca să reușim, trebuie să avem niște calități. Cea mai mare dintre ele însă ți-o dă Domnul. Dacă ai harul ăsta de la Dumnezeu, toate celelalte se câștigă prin muncă, prin tenacitate, prin foarte, foarte mult exercițiu, prin foarte, foarte multă repetiție, prin cultură, că ești obligat să cunoști cât mai multă poezie, cât mai mulți scriitori, să exersezi. De exemplu, eu așa m-am pregătit pentru IATC, că așa se numea atunci un ATC-ul. IATC, am făcut Școala Populară de Artă cu Maria Potra și Paul Stratilat,
Și am exersat extrem, extrem de mult. Mergeam dimineața la liceu, după amiaza mergeam la școala populară de artă, unde repetam. Repetam foarte mult, însă și acasă, la mine, în grădina aceea pe care de care v-am pomenit la început, grădina cu pomi, cu flori. Repetam și între patru pereți, pentru că ai alt sentiment. Cum aici avem un sentiment deosebit de nou în comparație cu celelalte platouri, studiouri. Așa și eu simțeam nevoia să repet în fel de fel de spații. Și sigur, e vorba, dacă Dumnezeu ți-a dat această chemare către scenă, toate celelalte vin de la sine, pentru că dacă ai baza, în rest înseamnă muncă, muncă, repetiție. Importantă este ce simți pe scenă, dacă este într-adevăr această chemare. Ori eu mă simțeam fericită întotdeauna pe scenă, dispăreau emoțiile și prindeam aripi. Simțeam că zbor și zborul îmi făcea bine. Ce v-a atras mai mult, teatrul sau cinematografia? Mie mi-a plăcut foarte mult și teatru, și cinematografia, și poezia. Am început cu poezia și termin tot cu poezia, pentru că poezia poți să o spui și nepoțeilor, nu trebuie neapărat să te urci pe scenă. Dar pot să spun că am avut mai mult noroc în film, mai mult noroc în cinematografie, dar poate că și de asta am jucat mai puțin pe teatru, că am făcut mai mult film decât teatru, dar cu toate astea mie mi-e greu să aleg între ele, așa parcă simt că aș nedreptăți scena cu care am început, doar că a fost, așa a fost să fie, dar în general un actor care face film mult este mai văduvit, pentru că el are totul și atunci nu este distribuit așa de des. Nu a fost dorința mea de a face mai puțin. Eu mi-am dorit să fac cât mai mult și pe teatru și pe film, dar făcând film ești cumva dat așa mai pe tușă de la teatru. Pentru mine însă a fost bine, pentru că aveam nevoie și de puțină libertate, aveam nevoie să stau și lângă copii și în general nu mi-a plăcut foarte tare să fug de la un film la altul, de la film la teatru. Mi-a plăcut să mă bucur de ceea ce fac, să am răgazul să mă bucur, să fiu relaxată, să nu mă stresez foarte tare, pentru că cele mai grele momente pe meseria asta, să știți că sunt cele când te uiți că trece timpul, ești undeva la, să zicem, în Maramureș, filmezi și seara trebuie să iei trenul ca să ajungi la spectacol. Astea sunt momente, sau avionul, sau, și este groaznic dacă se întâmplă să nu ajungi la timp, pentru că atunci înseamnă un spectacol care nu se joacă și asta e foarte grav, în fine. Deci, cele mai stresante momente pentru artiști, pentru actori, sunt cele când trebuie să fugă de colo-colo și nu ajung la timp. Da, este o viață, totuși, este frumoasă, dar în egală măsură, cu multă încărcătură, multă responsabilitate. Pe de altă parte, mă gândeam, cum a fi fost momentul acela când dumneavoastră, studentă fiind, v-a descoperit sau nu știu cum s-a întâmplat, ne povestiți, domnul Sergiu Nicolescu a fost cel care v-a invitat probabil să jucați un rol? Nu, sunt niște informații. Cum este, doamna? Cu Sergiu, într-adevăr, m-a invitat să fac un rol foarte mic în Comisarul Acuză, dar o apariție. Nu, sunt niște informații false care sunt pe internet. Nu, asta a fost toată relația mea cu Sergiu Nicolaescu. În plus, am jucat împreună, am fost parteneri într-un film, Un om grăbit se numea, un film făcut de un regizor Sebastian francez, în care jucam alături de băiatul lui Alain Delon. Asta a fost, pe care, bineînțeles, nu era deloc la înălțimea lui Alain Delon, dar semăna cu el și era un actor bun. Asta a fost, întâmplarea a făcut sau destinul a făcut
ca la ceva vreme, dumneavoastră, sau nu știu cum s-a întâmplat, ne veți povesti, să-l cunoașteți pe soțul dumneavoastră, pe marele regizor Nicolae Mărgineanu, care v-a cucerit inima. Cum a fost, doamna Maria? Da, mi-a cucerit inima. L-am cunoscut în două etape. Prima dată l-am cunoscut când el era căsătorit și eu eram studentă și am dat probe la frații Jder pentru domnița Nasta, probă pe care n-am luat-o, dar l-am remarcat pe Nicolae Mărgineanu ca operator și după aceea ne mai întâlneam întâmplător pe culoarele institutului la IATC pentru că el era asistent. Și când ne întâlneam, totdeauna mă încurajam, spunea o vorbă bună. După aceea a fost o perioadă că a dispărut. Am aflat după aceea că plecase în Franța, a luat o bursă. Dar ne-am reîntâlnit la Muntele Ascuns, film regizat de Andrei Băleanu, și Nicolae era operator. Eu aveam un rol mai micuț, dar frumos, interesant, și a fost o mare bucurie pentru vremea aceea. A fost... mai jucasem, deci, în Frații Jder puțin, dar a fost cel mai mare rol din momentul acela. Și Nicolae era operator. Atunci ne-am cunoscut, atunci ne-am îndrăgostit. Despre el se spunea că face cele mai frumoase portrete de femei. Alerga pe cele mai periculoase stânci să-mi culeagă mie floricele albe și violet și cu fire lungi de iarbă și făcea un buchețel frumos pe care nu îndrăznea să mi-l dea și eu spuneam, hai Nicolae, că știu că pentru mine le-ai cules, dă-mi buchețelul. Și am rămas prieteni. A fost și el un mare noroc. Iaia a fost un noroc, Nicolae, pe care l-am întâlnit și lângă care am fost foarte fericită și ocrotită și respectată. Și Mircea Veroiu a fost de asemenea, întâlnirea cu Mircea Veroiu la Dincolo de Pod, că mi-a marcat începutul carierei de actriță de film. Mircea Veroiu l-avea alături pe Călin Ghibu, formau o echipă extraordinară, avea un scenariu minunat. Am jucat alături de cei mai mari actori în momentul acela, Irina Petrescu, Leopoldina Bălănuță, Andrei Finți era partenerul meu, Ovidiu Moldovan, Caramitru, nume mari. Și avem Mircea Albulescu. Da, și eu vă întreb, Monica Ghiuță. Oh, ce nume, da. Uitați, dragile spectatori, tocmai ce am primit mai devreme de la doamna Maria Ploaie, o carte, o aveți și dumneavoastră acolo. Este Viața pe scenă. Da, așa se numește. Așa se numește. Viața pe scenă. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult, pe lângă faptul că avem aici biografia dumneavoastră, într-un fel exact, sau altul, da? Exact. Chiar vă spuneam... Este un interviu pe care mi l-a luat Claudiu Târziu și cu 40 de întrebări. A fost cam greu pentru că bună parte am făcut într-o singură zi. Dar având un mănunchi mare de fotografii foarte frumoase pe care ziceam ce o să se întâmple cu ele, ar fi bine să le adun într-o carte, să nu se risipească. Și așa mi-a venit ideea și datorită lui Nicolae, care s-a ținut de mine, am reușit să fac această... Soțul dumneavoastră fiind, printre altele, așa cum spuneați mai devreme, că va cuceri și cu acele fotografii, da? Vorbeați de niște portrete. Iar când mă gândesc acum la mod cât de frumoase, pentru că dacă mă uit în această carte, această biografie, o viață împlinită, și mă uit la fiecare fotografie din ea, mă duc imediat cu gândul și parcă vă văd pe micile ecrane, doamna Ploaie, de-a lungul anilor. Și acolo găsiți aproape toate filmele mele, plus nepoței. Sunt și ei acolo. Am 6 nepoței de care mă bucur foarte mult. Sunt foarte fericită și, într-adevăr, noi ne împlinim nu numai prin ce facem noi. Noi ne împlinim mai ales prin copii și după aceea prin nepoți. Și gândul că viața merge mai departe, generații după generații,
Asta ne dă sentimentul că facem ceea ce trebuie. Eu sunt captivată, telespectatorii probabil, eu nu pot în momentul acesta să vă prezint cu adevărat, dar este important, dragi telespectatori, da, să ajungeți, să ajungeți la această carte, pentru că veți fi mult mai împliniți, bogați, sufletește. Mă uitam, am deschis, uite, nu întâmplător, Întâlnirea cu Hristos. Îmi recitați niște versuri. Da, Întâlnirea cu Hristos. Întâlnirea cu Hristos am cunoscut-o tot acolo, pe dealurile pe care m-am născut. Pentru că copil fiind micuță, de multe ori trebuia să mă descurc în situații destul de periculoase, așa, îngrijorătoare pentru un copil mic. Și nu mă simțeam singură, mă simțeam alături de Dumnezeu, o chemam în ajutor pe Maica Domnului. Așa cum ne învățase mama, cum ne-a dus acolo la biserica din Bărboasa și culegând cele mai frumoase flori din grădină și pe noi țânci fiind, ridicându-ne la icoane și învățându-ne să ne închinăm de mici. Aveți multe icoane, din câte am sesizat eu, nu? Am foarte multe icoane colecționate de tatălui Nicolae, profesorul, psiholog Nicolae Mărgineanu. Nume mare. Sunt icoane vechi, pictură naivă, dar care m-a inspirat întotdeauna foarte mult și m-au ajutat să îndrăznesc, să încerc să fac și eu pictură pe sticlă. Și cu puțină strădanie, uneori mai multă, mai ales în perioadele de post, mă adun și încerc să adun din culoare și lumină chipul Maicii Domnului pe petecuțul de sticlă din fața mea. Ziceam că e bine să fim mai aproape în perioada asta de rugăciune, de poezie, de poezia care îl cântă pe Iisus Hristos, și adineori spuneam o strofă din o poezie pe care o iubesc foarte mult, a lui Vasile Voiculescu, se numește Colind. Poezia începe așa. În coliba întunecoasă, din carne și os lucrată, a intrat Hristos deodată. Nu făclie ce se stinge, nu icoană ce se frânge, ci el însuși, trup și sânge, preschimbat pentru făptură, într-o scumpă picătură, dulcea cu minecătură. Coliba cum l-a primit, s-a făcut cer strălucit, cu boltă de mărgărit, și pe ea soare și stele și luceferi printre ele, și în mijloc tron luminos, și pe tron Domnul Hristos, care mult se bucura. Duhul Sfânt se alătura și acolo rămânea, și acum și pururea. Cât de frumos! Cât de frumos! Deci, pe lângă faptul că mi s-a făcut pielea de găină, aveți acea căldură, acea voce inconfundabilă. Doamne, îți trebuie un har de la Dumnezeu să poți să devii un actor consacrat, un actor adevărat, pe care, știți, doamna Maria Ploaie, eu sunt de multe ori destul de deranjată când sesizez, și probabil nu sunt singura, că oamenii mari, oamenii valoroși, cum se face, dar sunt apreciați după ce nu mai sunt în viață. Este incredibil. De ce să nu ne bucurăm de prezența unor oameni așa ca și dumneavoastră? Păi mă uit la televizor și aș vrea să vă văd. Eu nu v-am mai văzut de atâta timp. Noroc că sunteți neschimbată.
ca să vă recunosc și să... E un mare păcat. Acum este show-ul politicienilor. Actorii, pe vremuri, televiziunea națională făcea piese de teatru, recitaluri de poezie. Eu foarte mult mi-am petrecut pe platourile televiziunii. Și poezie, Blaga cu Dana Opriță, cu Ileana Pop. Făceam lucrul ăsta care înseamnă poezie și care ajungea până la spectator. Acum, eu cred că foarte rar mai ascultăm, mai auzim o poezie. Eu mă bucur că ați venit către televiziunea Trinitas și poate din când în când, știți, chiar mă gândeam, doamna Maria Ploaie, mă gândeam, poate cumva la un moment dat pășim în casa dumneavoastră și luăm un interviu acolo, să vedem icoanele, să vedem viața dumneavoastră așa în casa plină de iubire și de suflet frumos. Din păcate, timpul nu ține cu noi. Nu știu dacă mai avem 15 minute din emisiune, dar zboară timpul. Și aș vrea să facem încă un pas așa în devenirea dumneavoastră și mă gândeam acum care a fost cel mai semnificativ rol din cariera dumneavoastră pe care l-ați jucat, pentru că știu că ați jucat numai roluri mari și grele. Și în egală măsură vă mai întreb ceva, cât de greu este să joci un rol dacă tu nu rezonezi cu acel personaj, zic așa. S-a întâmplat să jucați și în anumite roluri care poate nu erau ceea ce voiați? Actorul, în general, este atât de talentat și își dorește atât de mult să schimbe măștile, să fie, să aibă personaje cât mai variate, încât e în stare să joace aproape orice personaj, pentru că asta înseamnă să fii actor. Ai acest har de a te schimba, mai ales că dincolo de partitura scrisă te ajută costumul, te ajută totul, te ajută, e o schimbare și actorul, exact de asta este actor, pentru că are această ușurință de a prelua datele unui caracter nou, spun caracter pentru că așa-i aud pe nepoții mei și zic, da, voi știți ce înseamnă caracter? Zice, cum să nu, e un personaj. Asta este marea taină și artă a actorului, să intre cu ușurință în pielea altui personaj. Și atunci când reușește să o facă cu adevăr, personajul să fie adevărat, asta este esențial, că nimic nu ne emoționează decât adevărul. Adevărul, așa ne spunea Cotescu, eu am fost actriță studentă la clasa lui Octavian Cotescu, Maria, de adevăratele, vreau să fie de adevăratele. Actorul reușește să fie de adevăratele, atâtea și atâtea personaje și cu cât pare mai departe de tine ca temperament, ca tot, ca trăire, parcă cu atât îți vine să-l joci cu mai mare poftă, cu mai mare bucurie. Eu, de exemplu, mi-am dat opera de examenul de stat cu opera de trei parale în care eram doamna Picim. Era un personaj de compoziție, o bețivancă. Era, Cotescu chiar mi-a spus, zice, Maria, dintre toți, tu ești cel mai departe de personajul pe care trebuie să ți-l asimilezi. Și l-am asimilat atât de bine că nu m-am mai putut despărți de el, adică rămâi cu câte ceva din fiecare personaj. Și sigur n-a fost foarte important pentru mine că veneau regizori și vedeau și nu mă recunoșteau. În pielea acestui personaj, doamna Picim, nu mă vedeau pe mine Maria Ploaie. Că Veroiu a venit și a văzut și zice, pe cine ai văzut-o acolo că ar putea să joace Persida? Și zice, o aduc la probe, Maria Ploaie. Și într-adevăr nu a făcut nicio legătură între doamna Picim și Maria Ploaie. Și am dat probe, probele au fost ucigător de grele,
după multe, multe probe, am venit eu cu Andrei Finții și după probe, Mircea Veroiu ne-a arătat probele și ne-a arătat ce este bine, ce nu este bine. De asta vreau să spun, pentru actori e o mare bucurie să aibă diversitate de personaje. Deci n-ați refuzat niciun rol, înțeleg? Ba nu, am refuzat atunci când nu mi-a plăcut personajul, că era urât, că... Am refuzat, uneori am refuzat. Adică pentru mine a fost esențial să fiu bucuroasă și cumva mesajul să fie pozitiv. Am și refuzat, mi-am permis și luxul de a refuza. Mă duc iarăși către cartea dumneavoastră. Iarăși mă drept către ea. Persida din Dincolo de pod. Da, pentru că și pe de altă parte am răsfoit-o puțin înainte. Îmi pare rău că n-am văzut-o cum... o zi măcar, ca să pot să fiu mult mai documentată, dar am văzut mari actori ai scenei românești, alături de care ați jucat, actori, actrițe, nemaipomenit. Este viața dumneavoastră aici, printre altele. Este o parte, da. O parte din viața dumneavoastră. O parte, dar bună parte din viață, că sunt și nepoței. Sunt și piesele de teatru și nepoței. Am 6 nepoței, 4 din partea băiatului meu. Ce face băiatul? Știu că aveți 3 copii. Fiecare are un rol foarte semnificativ în lumea actoriei. În lumea artei, da, Ana Mărgineanu, care este la New York și care mi-a dăruit-o pe Ilenuța Dulce Floare, cum îi zic eu, Elena, e în clasa a 4-a acum, trece a 5-a. Și ea este și regizor ea de film. Ea este regizor, da? De teatru. Calcă și ea, tatălui. Într-o vreme grea, când nu mai făceam cumva nici film, nici teatru, Ana mi-a dăruit vreo 4-5 piese de teatru pe care le-am jucat la teatru mic și la teatru foarte mic și care au însemnat foarte mult pentru mine, că și acolo erau Ana venea cu multă noutate, cu multă îndrăzneală, cu mult interactiv și au fost niște personaje care m-au solicitat teribil de mult și care mă făceau să am emoții foarte mari, pentru că veneam cu o nouă tehnică, cu un nou curaj, cu un... făceam parte dintr-un nou val. Mă gândeam acum, cine ar fi crezut, dumneavoastră, ați fi crezut vreodată că fata plecată la 12 ani, de undeva de la țară, va ajunge la rândul ei să aibă copii și uite să ajungă să calce pe urmele părinților. Este extraordinar, mă gândesc la nepoți, ce vor face mai încolo, pentru că prevăd un destin... frumos până la capăt, cum se spune. Da, da. Nu? Trăim foarte mult prin ceea ce fac copiii noștri și probabil că vom trăi când vom fi dincolo și prin ceea ce fac nepoții noștri și strănepoții noștri și tot așa. Adică ne împlinim prin ei și prin ei, nu numai prin filmele noastre, prin... Și e important ce fac copiii și ei ce fac acum este foarte bine. Ana acum este la Miami, pune un spectacol, face cumva naveta Miami, New York. Ieri, de exemplu, ne-a dat telefon să stăm liniștiți, că ea locuiește undeva în Brooklyn și să stăm liniștiți că nu s-a întâmplat nimic rău în familia ei. Oana Maria, care a terminat teatru, este actriță, dar nu are elanul pe care l-am avut eu și s-a îndrăgostit de osteopatie și a făcut școală de osteopatie și are mari, mari rezultate pe osteopatie. Și îi place foarte, foarte mult să aducă bucurie, să facă bine, să vindece oameni. E un om prin excelență bun. Dar nu credeți că mai târziu se poate, cum se spune, pasiunea aia sau nu știu, ceva? Se poate, ea a fost solicitată, a avut succes în ce a făcut, a jucat și într-un film, a jucat în niște piese la radio, a obținut și un premiu, e foarte bună și după părerea mea e chiar mult mai dotată decât mine, că poate să facă mult mai ușor și dans și cântec și comedie, dar... atins mai mult spre această latură, această chemare de a ajuta, da, oamenii. Da, da. Și băiatul? Și băiatul, el mi-a dăruit 4 nepoți, 2 fete, frumos. 2 băieți, sunt Maria, Matei, Adam și Nicolae. Nicolae e cel mic și spuneam mai zilele astea, zic, uite, tu ești Nicolae Mărgineanu numărul 4. Exact. Că e Nicolae Mărgineanu
străbunicul tău e Nicolae Mărgineanu, bunicul tău e Nicolae Mărgineanu, tatăl tău și tu ești Nicolae Mărgineanu al patrulea. Patru generații. Și tu nu ești Nicolae Mărgineanu? Zic, nu, eu nu sunt Nicolae Mărgineanu. Zice, ba da, ești și tu un pic, tu ești Nicolae Plouă. A, ce frumos! Pentru că i-am spus bucurie, că a plouat. Maria Ploaie, da, tu ești da, Nicolae și... Plouă. Uite, nimic nu e întâmplător. În viața dumneavoastră, Doamne, clar, a plouat cu, cum se spune, cu fericire, cu iubire, cu noroc, cu Dumnezeu. Mulțumesc, într-adevăr, mi-am și dorit lucrul ăsta, amândoi ne-am dorit lucrul ăsta, amândoi am fost pe aceeași lungime de undă și eu și Niculae, ne-am prețuit reciproc foarte mult, ne-am ajutat foarte mult faptul că am făcut parte din aceeași meserie, ne-a împlinit și asta foarte tare. Maica Domnului a avut grijă de noi și mulțumesc. Nu mai ține timpul cu noi. Am aici toate filmele pe care le-ați realizat și aș vrea să-mi dați trei filme care le iubești cel mai mult. Pentru că sunt foarte multe. Pe de altă parte, ați primit foarte multe diplome, foarte multe premii. Recunoașterea a venit, dar poate nu la valoarea reală. Ar trebui o să râdeți, mult. Cel mai important film pentru Așa. Mine este unul care nu este cunoscut în România. Este făcut de un regizor basarabean, Valeriu Jereghi. Filmul se numește Și va fi. A fost dat la Cannes sub titlul de Presentiment. A avut o presă foarte bună. La San Rafael am câștigat premiul pentru cea mai bună interpretare feminină și la festivalul de la Costinești filmul a luat marele premiu și eu premiul de interpretare feminină. Deci este un film mai mult de festival, nu pentru public, dar un film pe care nici nu îndrăznești să-l visezi. În ce an a fost realizat, doamna Maria Ploaie? Și de ce noi nu știm de el? După prin 93. Filmul este despre un sfârșit de lume și un început de lume, un film cu un tank, o femeie, un copil și o vacă. Tot filmul era pe noi, pe aceste personaje. S-a filmat în zona vulcanilor noroioși și prin munții Buzăului, unde s-a găsit un adăpost din ăsta unde locuiau pusnicii pe vremuri, cu icoanele încă neșterse pe pereți. Deci un film care operator a fost Vivi Drăgan, să stea aparatul doar pe tine, pe această pădure, pe această... Unde se difuzează? Noi putem să-l vedem undeva. Se difuzează undeva? Nu, el s-a dat, a sau avut pe o premieră aici, a avut o premieră. Cred că se pot găsi secvențe așa pe internet. Da, ar trebui să fie mult mai... Aveam și un costum extraordinar, da. Aceeași rochie, de fapt erau 7 variante de rochie, de la o culoare gri deschis până la negru. Minunat. Minunat. O poveste teribilă care, într-un fel, mi-a plăcut cel mai mult. Aș mai adăuga, bine, nu vreau să le nedreptățesc pe celelalte, dar dacă a spus trei, ar fi filmul lui Mircea Veroiu, Dincolo de pod, care m-a format, într-un fel, ca actriță de film. Și după aceea m-aș referi la Binecuvântată fi închisoare, care mi-a dat o mai mare deschidere spre cele sfinte și o deschidere spre a înțelege soarta și blestemul acestui neam și suferința acestui neam și a fost pentru mine o bucurie, o dorință mare de a face și o parte cumva, chiar dacă doar cinematografic, din de a gusta din suferința asta ca să fiu alături de ei. Și a fost să fie prin această femeie
Nicole Valerie Grosu, care a fost o femeie extraordinară, a pătimit, l-a cunoscut pe Dumnezeu, l-a iubit atât de mult încât n-ar fi vrut să mai plece din închisoare, că simțea că este nevoie de ea acolo, iar ea l-a simțit așa într-un fel pe Iisus Hristos, chiar ca pe o prezență fizică. Și poate și de frică să nu dispară această prezență fizică, parcă n-ar fi vrut să plece din închisoare, deși a fost cumplit de torturată. Mă gândeam acum că a trecut timpul, a zburat, nici n-am sesizat când a trecut. Abia ne mai rămân câteva minute să încheiem și cu rugămintea să continuăm povestea, pentru că e necesar. Eu am nici n-am mai urmat desfășurătorul, aveam multe întrebări de pus, dar pot să spun ca și eu o concluzie. Simt, într-un fel sau altul, ce înseamnă să joci anumite roluri ca și actor. Pentru că și un avocat este actor pe scena vieții sale și cu referire la ultimul film, înțeleg perfect, despre care ați vorbit mai devreme, înțeleg perfect și rezonez și cu rolul acesta. Pe de altă parte, doamna Maria Ploaie, cred că sunteți unul dintre puținii oameni, actori români, căruia îi se citește pe chip ceea ce cred că trebuie să aibă un actor, nu știu, și astăzi. Ar fi o întreagă discuție să facem o analiză dintre ce a fost odată și ce este acum, dar parcă s-a oprit timpul undeva și s-a rupt firul, sau nu știu, s-a întâmplat ceva, sau cum se zice în cinematografie, s-a întâmplat ceva, nu mai este ce a fost cinematografia de altă dată. Nu sunt de părerea asta. Nu, nu, mie îmi plac filmele tinerilor, îmi doresc să joc în filmele lor. Sunt alte valori. Noi am trăit mult în comunism. Eram îngrădiți de niște lucruri, poate că a fost și spre bine și spre rău, dar și spre bine, pentru că ne refugiam în povești, în literatură foarte mult ne refugiam. Pentru că adevărul nu prea îl puteai spune și atunci regizorii fugeau de filmele de actualitate și făceau foarte multe ecranizări care sunt foarte frumoase și care le ajută oamenilor foarte mult. Și acum, de exemplu, dacă mă gândesc la povestea lui Eminescu și Creangă, un film care s-ar face greu, aproape pot să spun că nu s-ar mai face, pentru că e și foarte greu. Sau filmele istorice, mai... Ștefan Lucian, adică Nicolae a făcut niște filme care sunt de folos oamenilor și mai ales elevilor, studenților. Ne cunoaștem literatura. Acum sunt altfel de gusturi, dar dacă este adevăr, dacă povestea e adevărată, dacă povestea rezistă, că am văzut chiar zilele astea un film, nu mi-a plăcut. Zic, nu, Nicolae, pentru că nu rezistă povestea, nu crezi și dacă nu crezi, nu mergi nici cu personajele, nu cade. Tocmai asta spuneam. Doamna Maria Ploaie, vă mai întreb un singur lucru, așa în 30 de secunde. Spuneți-mi așa, două proiecte de viitor, unde vă vedem, unde să vă găsim, așa pe scurt. Eu sunt la pensie de mulți ani și sunt foarte bine, sunt foarte liniștită, sunt foarte fericită alături de nepoții mei, alături de copii, alături de... Îmi consum timpul cu grădina, cu... Îmi place foarte mult să fiu în natură și nu sufăr că nu mai joc. Aproape că nu mai simt nevoia. Simt nevoia de liniște, de relaxare. Mi-aduc aminte că făceam figurație la Teatru Mic și eram alături de Dinu Ianculescu, pe care l-am văzut extrem de emoționat înainte de a intra în scenă. Zic, da, de ce, cum, la vârsta asta mai ai emoții? Și zice, cu cât înaintezi în vârstă, cu atât emoțiile sunt mai mari. Apropo de asta, vine o vreme când nu-ți mai poți stăpâni emoțiile, când tensiunea o ia razna și când e mai bine să fii liniștit cu o cafea lângă flori, lângă nepoți sau pe potecile munților Carpați. Îmi place foarte mult,
plimbăm mult la peștera sau în Tasos, la Bălăceală, adică sunt atât de multe lucruri de făcut și pe care le ador și care mi-aduc liniște și împlinire și mă simt bine, încât nu e musai noi, actorii, să rămânem pe scenă până... Dar avem nevoie totuși de profesori în jurul nostru, de oameni de la care să avem de învățat. Vreau să continuăm povestea într-o altă emisiune, dacă sunteți de acord, pentru că timpul s-a scurs și... Nu vreau să plecați de aici până nu adică nu știu cum să zic, să vă transmit toată admirația, Mulțumesc. Iubirea, frumusețea pe care vă o port, pentru că nu prea des cineva poate să întâlnească sau să o întâlnească pe actrița Maria Ploaie. Vă mulțumesc pentru că existați și că sunteți aici și alături de noi. Și eu mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, doamna Maria Ploaie. Dragi telespectatori, aceasta a fost ediția de astăzi. Vă aștept cu mare drag și săptămâna viitoare într-o nouă ediție aici la Trinitas TV. La revedere!